Armin la Sport Show, alături de Cătălin Tănase, antrenorul campion la basket Under 18 CSS CSM Târgoviște, dar și de fetele noastre, reginele pe acest segment de vârstă, Ana Maria Vârjoghe, Deana Tănase și Alexandra Ghiț. Avem pregătit și un scurt material. Echipa de basket a fost premiată, practic, pe 1 mai, de primarul municipiului Târgoviște, domnul Cristian Stan, la evenimentul găzduit de Complexul Turistic de Natație Târgoviște. Dacă ai mei colegi au pregătit acest material, aș dori să-l difuzăm și apoi să comentăm puțin, vă rog. Punctez un succes important, un succes extraordinar al sportului târgoviștean, și anume echipa CSŞ CSM Târgoviște a reușit să câștige campionatul național de basket fete sub 18 ani, și aș vrea să le aplaudăm pe fete. Ele sunt prezente aici. Și avem așa, să citesc și numele fetelor care au câștigat campionatul la Under 18: Carla Popescu, Teodora Capanu, Cristina Anastasescu, Ana Maria Vârjoghe, Andreea Vasilache, Alexandra Ghiță, Diana Șerban, Teodora Dumitru, Roxana Bucur, Samira Stan, Daria Iancu, Sonia Miloiu și capitanul Diana Tănase. Antrenor principal, domnul Cătălin Tănase. Antrenor secund, Olga Tămârgeanu. Director tehnic, domnul Ioan Valerian. Succesul deosebit obținut de aceste minunate fete ieri reprezintă încununarea unui proiect început acum 5 ani de zile de noi la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște. Împreună cu Clubul Sportiv Școlar Municipal Târgoviște am reușit să câștigăm titlul național după un campionat foarte puternic. Mă bucur că Târgoviștea are potențial și trebuie să încurajăm aceste performanțe locale, pentru că este o mândrie pentru urbe noastre. Ana, v-ați cam distrat atunci de 1 mai la Complexul Turistic de Natație. Am văzut că ați și dansat, v-ați simțit bine. Oricum, un cadru festiv, un cadru frumos, și e onoare pentru voi să fiți premiate chiar de primarul municipiului Târgoviște, domnul Cristian Stan. Da, a fost un prilej pentru noi, pentru a ne distra. Sunt mândră de echipa mea. A fost și primul meu campionat, primul meu trofeu. Și mi-am terminat junioratul cum trebuie. Și pot să zic că a fost pentru noi o distracție, o mică distracție. Bănuiesc că acolo n-au fost emoții pe scenă. A, nu, deloc. A fost chiar plăcut. Diana, a venit și acest moment al titlului național pe junior. Are și tu, ești la final de juniorat, dar chiar distractiv a fost acel episod de la Complexul Turistic de Natație. V-ați simțit bine, am fost. Da, a fost, dacă nu mă știu, Adam a fost pe scenă și am încercat să facem o atmosferă acolo cât mai plăcută. Și ați reușit. Care e melodia preferată a Andrei Nu am melodie preferată a Andrei Adam. Adam? Ați jucat și un meci demonstrativ de basket? Da, ne-a făcut plăcere să fim acolo invitate. Fost foarte frumos în acea zi. Alexandra, tu ești ușor mai timidă, dar acolo chiar am văzut că erai dezinvoltă. Da, pot spune că am încercat să... De fapt, nu am încercat, eram foarte fericită și pot să spun că îmi doresc și la anul să termin junioratul la fel ca pot spune Ana și Diana. Tu ești la al doilea titlu consecutiv la nivel de junioare. Adun trofee pentru CSS CSM Târgoviște. Și îmi doresc să adun cât mai multe de acum înainte. Domnule Tănase, frumos momentul de la Complexul Turistic de Natație, și iată că sunt aprecieri pentru ceea ce faceți. A fost un moment relaxant pentru fete, pentru că veneau după un turneu final greu, în care concentrarea a fost maximă, și a venit ca un moment de relaxare și un moment de refulare, ca să spun așa. Am început de la prima oră prin a face un meci demonstrativ între ele. A fost frumos, pentru că a fost un moment prielnic să arătăm și târgoviștenilor prezenți la această manifestare ceea ce facem noi zilnic.
Și a fost onoare pentru noi invitația domnului primar să prezinte performanța noastră pe scenă tuturor celor prezenți acolo. Vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că este important ca și fetele să se simtă importante la asemenea momente. Este un mijloc și o metodă să le motivăm și pe viitor să trăiască acelea sentimente și sunt convins că după o pauză relativ scurtă vom începe un nou sezon sau pregătirea unui nou sezon, pentru că această generație de 2000 care a fost la primul an și majoritatea dintre ele, din cele 13 fete, 9 încă sunt în junioare și vor avea drept de joc și sezonul viitor la categoria sub 18 ani, au de apărat un titlu național, nu le va fi ușor și mă bucur că și Alexandra gândește așa, pentru că într-adevăr încă nu am finalizat proiectul nostru și vreau să ajungem și sezonul viitor pe cea mai înaltă treaptă. Zilele trecute a fost ales în biroul federal al Federației Române de Basket o poziție onorantă. Mi-am dorit să fac parte din noul biroul federal ales vineri pe 5 mai în cadrul adunării generale ordinare al Federației Române de Basket, ca reprezentant al segmentului de junior, al segmentului juvenil, tocmai pentru a reuși să lupt și să prezint proiecte pentru acest segment, pentru că consider că reprezintă viitorul basketului românesc. Basketul, așa cum am mai spus, este un sport foarte atractiv, care prinde în România. Deja în Liga Națională de Basket Masculin se joacă cu sălile pline, toate etapele sunt și toate meciurile sunt televizate în direct. Reprezintă, cred că, al doilea sport ca imagine după fotbal. Și cred că este un moment sau ar trebui să fie momentul zero în care federația să se capaciteze și să înțeleagă că prioritatea numărul unu a basketului în momentul de față este segmentul juvenil. Trebuie să găsim soluții și proiecte pentru a revigora acest segment, pentru că cred că numai așa vom reuși să redevenim o forță în basketul european și cred că România merită lucrul ăsta. Domnule Tănase, dar echipa de senioare de la CSM Târgoviște are viitor? Eu cred că are viitor pentru că, în primul rând, Târgoviște are tradiție în basketul feminin. Este echipa care are foarte multe titluri naționale și Cupa României în spate și chiar dacă trece de 4-5 ani, de 4 ani prin probleme, printr-o criză, pentru că, din păcate, s-au făcut și greșeli, sper că această vară să reușim împreună cu conducerea clubului sportiv municipal și cu administrația locală să rezolvăm problemele clubului și ca din toamnă să putem să concurăm și noi cu adversarele noastre de la egal la egal pentru a putea să facem un lot competitiv împreună cu aceste fete care sunt ale noastre și care își doresc foarte mult să continue la Târgoviște și sper că vom redeveni sau vom reveni acolo unde am fost în urmă cu câțiva ani, și anume pe podium. E bine că vorbiți despre proiectele de viitor, dar oare nu există și un pericol al întreruperii activității, ținând cont de problemele juridice și datorile pe care le are CSM Târgoviște? Sigur că există un pericol, dar nu cred că nimeni nu-și dorește lucrul ăsta ca Târgoviștea să dispară de pe harta basketului feminin. La adunarea generală m-am întâlnit chiar cu doamna Carmen Tocală, care este președintele onorific al Federației și este responsabilul Comisiei Feminine din cadrul Federației Internaționale de Basket Amator, și ea remarca că basketul feminin este ușor în scădere, pentru că, din păcate, în ultimele 2-3 sezoane nu am mai avut echipe românești care au participat în cupe europene, ceea ce nu este un aspect pozitiv față de basketul masculin, și cred că împreună cu ajutorul dânsei și cu ajutorul federației și, bineînțeles, cu în această vară sper să rezolve și problemele judiciare ale acestor cazuri, să reușim să scăpăm această echipă din calvarul care se confruntă în ultimii ani, și anume interdicțiile de a face transferuri. Din discursul nostru îmi dau seama că veți continua la echipa de senioare CSM Târgoviște.
În principiu voi continua, bineînțeles, dacă se vor rezolva și aceste probleme, pentru că altfel este greu să continuăm. Nu știu dacă cineva este dispus să meargă în continuare cu aceste probleme în spate. Alexandra, care ar fi cel mai reușit meci din cariera ta? Cred că cel mai reușit meci din cariera mea, pot spune chiar de la turneul final, meciul cu Brașov. Ce ai simțit tu în momentul în care ați câștigat cupa României la serioare, apropo de Brașov? Cred că am fost foarte fericită, chiar dacă nu am putut să le ajut în teren. Ai plâns? Puțin. Și Ana Maria atunci am văzut că a vărsat la clinchitea de puternică. Da, am mai vorbit cu dumneavoastră despre asta. A fost un meci, am fost să spun, la un punct distanță și cred că victoria a fost binevenită. O descătușare. La tine cred că cel mai bun meci a fost chiar în finala de la Under 18 cu echipa din Cluj. Da, cred că am vrut să arăt că putem să câștigăm și cu Clujul, chiar dacă în campionat am pierdut și victoria mi-a dat multe speranțe că pot și că putem să trecem peste orice echipe. Deci putem să trecem peste orice obstacol, nu ne este frică nimeni, nu o să ne fie frică niciodată de nimeni. Trebuie să fim cele mai bune. Te așteptai să joci așa de bine meciul ăla? Nu, aveam, înainte de meci, chiar aveam foarte mari emoții, n-am putut să mănânc și în capul meu era doar că trebuie să câștigăm, trebuie să arătăm că putem. Nu sunt mai bune ca noi, suntem mult mai bune noi și cred că am fost motivată. Cred că asta a fost. Diana, când mergi la școală, ce spun colegii despre pasiunea ta pentru basket, despre reușitele tale? Mă felicită absolut toți colegii, inclusiv și domnii profesori, și îmi urează mult succes în cariera mea basketbalistică. Printre colegii ai mai descoperit tineri cu potențial sportiv? În ziua de azi nu mai sunt tineri care își doresc să facă sport, sunt tineri care își doresc să se plimbe în lumea asta, să facă orice altceva, dar nu sport, să stea la calculator toată ziua. Tu de ce îți dorești să faci sport? De mic am crescut făcând sport și nu știu, nu mi-aș vedea viața fără sport. Adică dacă stau 5 zile fără să practic basket sau orice altceva, simt nevoia să mă duc în curtea școlii, să arunc la coș, în curte, oriunde altundeva. Mai ai timp și pentru școală? Am timp și pentru școală, da. Și care ar fi materiile preferate? Engleza și chimia. Alexandra, tu ai timp pentru școală? Am timp pentru școală. Îți place la școală? Nu mai mult ca la basket, dar... Dar ce altceva îți place mai mult decât basketul? Pot să spun că dansurile. Am făcut dansuri înainte să mă apuc de basket aproape 6 ani. Foarte, foarte frumos. Ana, ai tăi ce spun? Părinții, familia, cunoscuții, colegii? Părinții mei sunt cei mai mari susținători. Cred că... nu este zi să nu vorbesc cu ei, să mă încurajeze, să spună numai lucruri de bine. Colegii mei, la fel, sunt mândri de mine și eu nu vreau să dezamăgesc. Haideți să spunem și localitatea unde previi. Tu cred că Măgura, spun corect, nu? Nu, Comuna Vârfuri. Comuna Vârfuri și satul scrie o locă... Sat Șuvița. A, Șuvița, iată, da. N-am știu, Șuvița, iată, de la Șuvița vine Ana Maria Vârjoghe și este considerată jucătoarea numărul 1 din România în acest moment pe segmentul juvenil, nu, domnul Tănase? Da, așa putem să spunem așa. Ana are și niște calități fizice foarte bune la... nici 18 ani, pentru că încă nu a plinit 18 ani, are 1,96 m și a muncit foarte mult ca să ajungă aici, pentru că, să știți, nu e ușor să ai un 96 ca domnișoară și să reușești să faci performanța care o face ea. Pe lângă că a înzestrat-o Dumnezeu calități fizice foarte bune, ea
are și o calitate, pregătire fizică, pregătire tehnico-tactică foarte bună, este o jucătoare completă, face atât faza de apărare cât faza de atac, pentru că dumneavoastră ați remarcat în finală că a dat 30 de puncte, într-adevăr a fost principala marcatoare a finalei, dar pe lângă aceasta a reușit să facă și 19 recuperări, să pună și 9 capace și să dea și 3 sau 4 pase decisive, ceea ce înseamnă foarte mult. Sunt de asemenea bucuros că în topul eficienței la turneul final, pentru că se fac statistici pe mai multe, pe mai mulți parametri, Ana a fost principala jucătoare sau jucătoarea care s-a clasat pe primul loc ca eficiență per ansamblu pe turneu, Alexandra pe locul 2, ceea ce înseamnă că sunt jucătoare complete, sunt jucătoare foarte eficiente și rezultatul nostru nu este întâmplător. Mă aveți, din câte rețin eu, un obiectiv, turneul sateliților. Într-adevăr, CSM Târgu Ocean va organiza în perioada 18-20 mai turneul semifinal al sateliților, grupa a doua, în care alături de CSM Târgu Ocean vor mai face parte CST Alexandria, Phoenix Galați și Olimpia Brașov. Primele două echipe clasate la finalul turneului vor obține dreptul să participe la turneul final. În grupa cealaltă, în grupa Ardealului, cele patru echipe calificate la turneul semifinal sunt Sepsi Sfântul Gheorghe, U Universitatea Cluj, ICI Marat și Sirius Târgu Mureș. Turneul se va desfășura la Târgu Mureș. Sper ca să reușim să ne clasăm pe primele două poziții, pentru că și aici avem un titlu de apărat. Sezonul trecut CSM 2 Târgu Ocean a reușit să se impună la turneul final și cred că putem să facem lucrul ăsta. Puteți folosi senioare la acest turneu? Putem să folosim regula de desfășurare a acestei competiții, este să joaci cu jucătoare români, ce ai voie decât o jucătoare străină, dar CSM Târgu Ocean nu a mai păstrat în momentul de față nicio jucătoare străină, deci vom juca numai cu jucătoare românce, iar pe tot parcursul desfășurării partidelor trebuie să ai în teren minim o jucătoare sub 20 de ani, ceea ce putem să facem lucrul ăsta, pentru că avem de unde să alegem. Veți apela la jucătoarele, la româncele senioare pe care le-ați avut în... Sigur, sigur. Jucătoarele românce care au făcut parte din lotul CSM-ului, cu excepția Lenei Dincă, pentru că ea încă este în recuperare după operația de menisc, sunt apte să joace la această competiție și dacă va fi nevoie, vom apela și la ele. Nu, dar ați început să gândiți strategia pentru sezonul viitor la nivel de senioare? Sigur, deja lucrăm la acest proiect, dar așteptăm să vedem care vor fi rezultatele procesului care se desfășoară în această perioadă, pentru că trebuie să informăm opinia publică. Există un proces pe rol la Tribunalul Dâmbovița între avocații fostului antrenor de la echipă Grecul Dichelacul și CSM Târgu Ocean. Se dorește recunoașterea deciziilor Tribunalului Arbitral Sportiv și dacă lucrul ăsta se va finaliza și tribunalul va recunoaște decizia Tribunalul Dâmbovița va recunoaște decizia Tribunalului Sportiv Arbitrar, CSM va fi obligată să plătească aceste penalități, pentru că altfel se vor bloca conturile. Sincer, sunt probleme care nu vreau să intru în ele, pentru că nu sunt de responsabilitatea și de competența mea. Eu îmi doresc decât să reușim să trecem peste penalități și să putem în această vară să ne facem lotul pe care îl dorim. Asta, bineînțeles, după ce autoritățile locale vor stabili obiectivele pe care și le doresc în sezonul viitor, pentru că se știe foarte clar, totul depinde de bugetul care va fi alocat echipei de basket și în funcție de buget cred că se pot trasa și obiectivele de performanță. Trecând linie, sunteți mulțumit de ce ați realizat sezonul acesta cu CSM Târgu Ocean? Pot să spun că sunt mulțumit. Cu siguranță aș fi dorit să fim pe podium și în campionatul național, dar ținând cont că la începutul sezonului, în momentul când am acceptat oferta făcută de domnul primar Cristian Stan, și mi s-a spus de atunci că va fi un sezon de tranziție în care încercăm să îmbinăm experiența jucătorilor care pot fi transferate cu tinerețea jucătorilor localnice. Am acceptat numai pentru că am considerat că poate să fie un sezon de tranziție, putea să fie și mai rău,
A fost un bonus, ca să spun așa, o surpriză, că am reușit să câștigăm cupa, dar trebuie să informăm telespectatorii că sistemul de desfășurare a competiției Cupa României este diferit față de sistemul de desfășurare al campionatului național. Și asta a fost avantajul nostru, pentru că regulamentul de desfășurare a Cupei României îți impune ca pe tot parcursul jocului să folosești minim două jucătoare românce, ceea ce a fost un aspect pe care pe noi ne-a avantajat, pentru că nu am avut decât 4 jucătoare străine față de celelalte echipe care au avut 5-6 jucătoare în componență și au putut să ruleze și să-și menajeze și să aibă o strategie diferită față de noi. Tocmai de aceea am avut marea șansă să câștigăm cupa, chiar pe terenul rivalei noastre, Sepsis Sfântul Gheorghe, care pornea ca favorită și care până la urmă a și concretizat sezonul prin câștigarea titlului național. Se putea pe final, poate să, pentru că sezonul regulat l-am terminat pe locul 3, dar vă spun efectiv, la final fetele au fost epuizate, eu am dorit să nu forțez foarte mult aceste jucătoare tinere, pentru că știam că ne așteaptă un turneu final după terminarea meciurilor din Liga Națională de Basket Feminin și le-am protejat puțin pentru că aveam nevoie de ele să fie apte și în formă maximă. Am preferat să le menajez, am preferat să le protejez și poate lucrul ăsta ne-a afectat pe final, dar încă o dată vă spun că din punctul meu de vedere a fost un sezon bun și o experiență foarte utilă pentru mine pentru a reuși pe viitor să nu repet greșelile care le-am făcut în acest sezon. Doamna Tănase, vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune și vă felicit pentru titlul național de la Under 18 și pentru rezultatele obținute. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Întotdeauna suntem deschiși și ne bucurăm că avem posibilitatea să prezentăm tuturor iubitorilor de sport, iubitorilor de basket, rezultatele obținute de sportivii noștri în cadrul competițiilor naționale. Îmi doresc ca și pe viitor să avem această posibilitate, pentru că încă o dată vă spun, acest titlu vine ca o încununare a muncii și a seriozității cu care se lucrează la noi, la Clubul Sportiv Școlar. Alexandra, felicitări încă o dată, mult succes pe viitor. Mulțumesc mult. Diana, așteptăm un titlu național și la senioare pe care să-l câștigi, mai ales că iată sunt perspective. Și noi așteptăm să vină acest titlu. Ana Maria, un mesaj de final. Mulțumim târgoviștenilor că ne susțin. Sper ca basketul feminin să fie apreciat în Târgoviște și noi o să facem tot ce putem pentru a aduce trofee. Felicităm și noi încă o dată echipa campionă la basket feminin Under 18. Rog pe colegi să încheiem această emisiune cu imagini de la meciul disputat duminică între Chindia și Sepsis Sfântul Gheorghe. Avem selectate cele două goluri. Scorul a fost 1-1. Din păcate, Chindia a ieșit din cursa promovării. Vă rog. Aici este golul prin care Chindia reușea să deschidă scorul. Cristei Neguții pasează lui Georgian Honciu și o finalizare elegantă. Era 1-0 pentru Chindia Târgoviște în prima repriză și premize pentru un succes important cu Sepsi. Bucurie mare, un gol dedicat lui Cornel Dinu, care a suferit o operație complicată și va lipsi pe finalul acestui campionat. Au fost aproape 4.000 de spectatori la acest meci, cu o galerie destul de numeroasă venită de la Sfântul Gheorghe. Sepsi, practic, prin acest punct devine cam favorită la locul 2, unul promovabil direct în Liga 1, dar mai sunt etape de jucat. Spre exemplu, Chindia se va deplasa etapa viitoare, vineri, de la ora 18, va juca pe terenul liderului Juventus București. Un succes ar fi menținut formația târgovișteană în lupta promovării, cu oarește șansă. Aici a fost o neatenție în banda lui Dragoș Pătru, o pasă centrală la Isa, nu este păcat și jucătorul de culoare
stabilește rezultatul acestei partide 1-1 între Chindia Târgoviște și Sepsis Sfântul Gheorghe. Iată, un nou promovat în Liga a doua, Sepsis Sfântul Gheorghe este aproape de a face pasul și către primul eșalon. Costin Mihai, sunt eu, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și în această seară. Ne revedem joi de la ora 18 în același cadru la Sport Show. Numai de bine să auzim!